seara, domnișoarelor și domnilor! Bine ați venit și ne bucurăm că ați venit! Numele meu este Gabriel Fornica Livada, actualmente pensionar, încă secretar al Fundației Naționale G.P. Ionescu și vremelnic președinte al Rotary Club Onești. Cele două instituții care, în această seară, s-au unit pentru a ne aminti, noi ne amintim mai des, e adevărat, de domnul profesor Constantin T.H. Ciobanu. C.T.H. Ciobanu, cum semnează domnia sa și capoeira. Astăzi împlinește 85 de ani. Și nu acum, și astăzi, și aici, o să aflăm tot ce a făcut domnia sa. Avem surse de informare, avem niște cărți, avem cărți scrise de domnia sa, în afară de a fi fost profesor o viață întreagă, domnia sa a fost, este și poet, scriitor. Dar nu să vă vorbesc despre asta acum. Voi da, eu doar deschid. Dau cuvântul. Colegii mei și sperăm din toată inima, președinte al Fundației Naționale G.P. Ionescu, președinte executiv, prin consensul Consiliului Director și cu, nu mă sfie să spun, cu binecuvântarea domnului profesor, colega noastră, deci profesor și doctor Emilia Boghiu, va vorbi câte ceva. Aici, pe acest ecran, avem bucuria să ascultăm, să vedem un filmuleț înregistrat acum o zi, două, de către domnul profesor acasă. Prin grijă ale nepoatei sale, Luana Popa. Deci, va fi și domnia sa prezent aici cu un mesaj, vă spun, emoționant. Deocamdată atât. Vă mulțumesc. Aveți cuvântul și eu mă retrag în spatele camerei de... Mi se pare corect să explic un pic ce se întâmplă. Poate uitându-vă în jur și văzând că e așa de puțină lume, nu înțelegeți de ce. Noi am pornit chiar cu ideea să nu avem public deloc. Pentru că, dacă lipsește sărbătoritul, zici, dom'le, de ce ne adunăm pe urmă? Ne-am dat seama că nu asta e o problemă. Și am făcut invitații foarte restrâns, foarte puține. Atât cât să oamenilor care au putut înțelege că vin să celebreze pe cineva care nu e aici. Dar domnul profesor nu din, știu, aroganță sau ceva, nu a participat, ci pur și simplu și-a menajat sănătatea în acest anotimp rece în care a avut mai multe confruntări cu virus și cei răi. De aceea ne-am gândit că vom filma și poate că vom pune în spațiul public ceea ce se întâmplă aici pentru mai multă lume care este interesată. Că da, sunt foarte multe, mulți oameni interesați. Am postat astăzi pe Facebook urări, am redirecționat și ceea ce a postat domnul Fornica pe pagina Fundației de Facebook și deja curgeau urările. E plin de cuvinte frumoase de la foști elevi, de la oameni care au trecut prin Onești, la oameni care au participat la activitățile organizate aici. Deci nu numai în mediul școlii, ci pur și simplu în toate mediile în care cuvântul domniei sale și activitatea culturală a ajuns. Prin urmare, această celebrare în absență nu e chiar în absență, cum a spus domnul Fornica, ci este în prezența spiritului domniei sale, care ne urmărește cu atenție. Deja, cred. Ce înseamnă pentru noi Constantin Teodor Ciobanu? Înseamnă o personalitate care ne-a încântat pe toți. Și eu am să încerc să folosesc, acum cred că mi-ar folosi în viitor. Sinonim, Andrei. Pe tinerii care ne ajută o să-i prezint la un moment dat pe toți. Spre aici. Da, ziceam așa. Hai, nu, mai sus. La zile culturii, slide-ul
Ok, da, n-are, laptopul nu are mouse și nici tastele chiar bune și în felul acesta trebuie un om foarte meșter care să-l manevreze puțin. Ziceam așa, că ce a însemnat activitatea domnului Constantin Teodor Cioban a însemnat, din punctul meu de vedere, ceva ce eu aș numi ieșirea din minorat. Eu am participat la primele ediții, copil fiind, cred că mi-a dus cu școala, mă gândesc, că mi-aduc aminte că am fost prezentă când a venit Victor Eftimiu, ne-a dat niște cărți și a dat autografe și mi s-a părut impresionant, copil fiind. După aceea am participat și la alte ediții. Și la un moment dat, profesoară fiind, mi se părea venită dinapoi în Onești, din centrul universitar, ce se întâmplă aici? Nu e mare lucru. De ce ar trebui să ne consumăm timpul cu așa ceva? Că nu are importanță. Ei, uite, după ani, consider că domnul Cioban a știut mai bine. Are importanță. Ceea ce se întâmplă într-un oraș mic are foarte multă importanță. Și dacă dăm mai departe, Andrei, poate găsim, ziceam, că a realizat lucruri care ne-au marcat și pe noi și îmi pare rău că te folosesc, dar următoarea. Și a realizat această ieșire în larg, care mie, la un moment dat, vă spun sincer, mi se părea un pic nebunie. Chiar crede că o să poată face asta? Și ce să vezi? A putut. Aici îl laudă Cărtărescu în Creionul de Tâmplărie, că la Onești se întâmpla ceva cu totul deosebit. Mai încercăm. Apoi, atât. Aici lăsăm un pic și acum pot să iei o pauză. Domnul Fornica, ceilalți, domnul Romandaș aici prezent și alți oameni au făcut un lucru extraordinar. Acest jurnal literar la 40 de ediții din zile. Și dacă îl răsfoiești, înțelegi ce zic eu acum. Adică zic despre ieșirea din minorat. Aici au venit an de an, câte 15-20 de oameni, personalități cu totul marcante în această urbe, încât te uimeai cum e posibil ca 3-4 zile pe an să te întâlnești pe stradă în Onești, în fața Casei de Cultură, cu Nichita Stănescu, cu Marin Sorescu, cu Laurențiu Ulici, cu Nicolae Manolescu. Îl aveam în manual pe Nicolae Manolescu, dar învățam despre el, era cineva așa, ca din Olimp, un fel de zeu. Eugen Simion, nume care îmi vin acum în minte, dar sigur e nedrept că mulți vor fi uitați. Alex Ștefănescu, academicieni, profesor universitar, domnule, extraordinar ce se întâmpla. Și în momentul ăla nu te mai simțeai în marginea lumii. Nu mai erai nimeni. Erai cineva important, erai cineva, eu, în public acolo, mă simțeam persoană importantă, că uite, vine Andrei Pleșu, vine Gabriel Iceanu, vine, știu ce personalitate importantă, să-mi spună mie niște lucruri, nu? De undeva de aproape. Dacă răsfoiți, un singur cuvânt e de spus când parcurgi paginile astea. Știți care cred eu că e? Incredibil. Și totuși asta este istoria noastră la 40. Poate aveți putere să faceți și pentru 50. Căci Zilele Culturii Călinescene s-au desfășurat 50 de ediții. 51, da. Domnul așa. Profesor Cioban a muncit la această carte, a adunat și da. Acum așa ar fi frumos să continuăm. Să vedem dacă suntem în stare. Dumnealui, în primul rând, dacă am fi în stare să facem asta, asta ziceam, că au plecat în lume multe generații de tineri care au avut profunda convingere că spiritul locului are ceva de adăugat la înțelesurile care formează ața lumii. Și puterea asta le-o dădea fenomenul care se întâmpla aici. E motivul pentru care, la un moment dat, ce vedeți în stânga, e scris de mâna lui Nicolae Manolescu, și anume, Onești, Onești, capitala culturii românești. Deci mai grozav de atâta, aici, în carte, se găsește zicerea aceasta fotografiată. Sau
Alex Ștefănescu are multe ziceri, n-am găsit-o pe cea interesantă în care spunea vor cădea guverne, se vor schimba regimuri și zilele culturii tot se vor face. Din păcate n-am reușit să găsesc, dar am găsit alta în care spune ne despărțim având de pe acum nostalgia la sfârșitul unei ediții, având nostalgia momentelor dense din punct de vedere intelectual și afectiv, trăite la Onești. Se vor repeta. Oamenii chiar credeau în Constantin Teodor Ciobanu și în puterea lui de-i face să vină iar, în condițiile în care ei aveau tot felul de ciocniri între ei. Ținem minte, nu, episodul în care cineva, să zic, nu zicem cine, a venit de la București și când a ajuns aici, iată, domne, dau din cap că așa e, auzind că e prezent și cu tare, s-a dat jos din mașină, a aflat vestea și s-a urcat în mașină apoi și s-a dus la București. Cum vine și cu tare? Deci, bine, asta se lucrurile. Da. Mai departe. Anecdotica. Anecdotica. În spate sunt multe, foarte multe povești. A fost profesor la Cantemir. La Cantemir, dacă unii dintre noastre știți, a rămas celebru prin faptul că orice ai fi zis, domnul profesor îți răspundea, dacă era o tâmpenie sau știu eu ce, zicea, interesant. Nu jignea niciodată pe nimeni. Era interesant ceea ce spunea. Nu știu dacă am trecut de poezia între ei, dacă o să te răscurci. Ia să vedem. Opera lirică, astea sunt volumele, sunt cărțile, numai puțin. Aici sunt cărțile apărute înainte de Revoluție. Cetatea de inimă e primul volum, asta mai prin colț roșu. Sunt cărți apărute la edituri prestigioase, la Albatros, la Editura Eminescu, la Editura Junimea, nu pătrundeai să-ți publice asemenea edituri poezia, decât dacă chiar aveai ceva de spus, decât chiar dacă erai valoros. Iar cele cinci în serie, jurnal itinerant, sunt un experiment foarte interesant, îl voi prezenta cu ajutorul tinerilor care sunt colaboratorii mei în seara asta. Foarte interesant experiment poetic. Opera poetică este consistentă, nu voi intra în detalii, veți auzi niște versuri. Drept e o poezie postmodernistă, nu ușoară, dar așa grea cum e, o să simțiți un fior de poezie adevărată. Eu așa cred și așa sper că se va întâmpla. În fine, se pot spune extraordinar de multe lucruri. Dar cred că mai bine să-l lăsăm pe domnul profesor să vorbească? Da, chiar. Bună idee. Filmulețul. Așa. Sper să mergă sunorul. Punem de la zero. Da. Este. Stimați colegi, prieteni și vechi colaboratori. Vârsta la care am ajuns îmi impune datoria de a vă adresa câteva cuvinte deocamdată în ipostaza aceasta de suferind cu unele inevitabile, să zicem așa, încercări ale vârstei și ale timpului și să o mai adaug și pe aceasta ale timpurilor. Îndatorirea mea se îndreaptă, în primul rând, către cei care au avut curajul, responsabilitatea, puterea de speranță să fie continuatori ai modestelor mele inițiative și în felul acesta
datoria este dublată de datoria mea, este dublată de speranța că ne vom găsi, vă veți găsi mai ales, într-o adevărată bucurie, satisfacție a unei împliniri. Doamna profesor doctor Emilia Boghiu, președinte executiv al Fundației, a alcătuit un substanțial excurs bibliografic despre mine, și am văzut acolo că a făcut-o ca un adevărat continuator. Distinsul profesor și coleg Gabriel Fornica Livada, cu care colaborăm și ne sfătuim, uneori ne contrazicem, dar ajungem la un rezultat comun, a avut amabilitatea să-mi prezinte câteva poeme din primele cărți la formula foarte atractivă și originală în același timp, intitulată Poemul de Vineri, lucru pe care l-am urmărit cu mare interes științific și am rămas încântat și bucuros până la urmă de realitatea existenței împreună și apartenența la o familie intelectuală. Vreme de 3 decenii, domnia sa conduce și instituția atât de valoroasă și de plină de realizări, asociația Clubul Rotary Onești, unde sunt oameni nu numai înțelepți, dar în primul rând sensibili și chiar înzestrați cu ceea ce se numește talent, creativitate culturală. Cu speranța unei apropiate revederi, vă strâng mâinile și vă mulțumesc cordial. Da. Ieri am primit acest filmuleț de la nevoata domniei sale, domnișoara Luana Popa, și cu care
am discutat în prealabil. Ne gândeam să facem acest live și să-l invităm cumva, dar mi se nu exagerăm. Și eu sunt bucuros și așa că domnia s-a acceptat. Mă rog, în convorbirile noastre telefonice din ultima vreme a tot insistat să transmitem că nu, să nu se supere lumea că el nu va putea fi prezent. Deci nu se poate discuta așa ceva. Ok, asta a fost așa o paranteză. Așa. Acum, înțelegeți de ce sunteți puțin? Că noi am sperat că poate chiar vine. Am să fie lume puțin, să nu se sperie, să se întoarcă de la ușă, dar nu s-a putut. E complicat când organismul e mai fragil. Ideea este că noi încercăm să prezentăm lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Avem aici pe cineva care n-a participat la zile, care s-a născut în secolul 21 și care se spune cum vede el, n-am intervenit deloc. Habar n-am ce are de gând să spună despre fenomenul zilelor culturii hărnescene. Eu vreau doar înainte de asta să cred că, uite, e o dovadă care e cou ceea ce s-a întâmplat aici. E vorba de tânărul Victor Plutașu, elev la Colegiul Cantemir. Victor are deja, încă n-are 18 ani, dar are deja două cărți, trebuie să-l prezint pe el ca persoană. O carte de istorie, că pasiunea lui e istoria, de fapt. Începuturile regalității orientale și o carte de, să nu mă întrebați ce, că nu e nici roman, nu e nici jurnal, nu e nici proză, nici istoria proprie, ci e ceva din toate astea, anume Conversații cu Enlil, o carte foarte interesantă. E, și Victor și-a plecat atenția asupra fenomenului cultural oneștean. Ia să vedem. La un tânăr istoric. Până începe domnul Victor Plutașu o vorbă. Musai trebuie să devină onești un centru universitar. Ca să nu mai plece tineri. Pentru că avem și noi, dăm peste niște oameni buni, dar na, asta e, pleacă. Hai să facem o universitate aici, să nu mai plece. Da, cum era universitatea la Condar, nu? Dar să aveți, facem măcar universitate de vară, știu, vreo câteva zile, așa. Direct Academia. Direct Academia. Sau direct Academia, da? Hai, dacă mai ești Academia de fotbal. Păi, sunt foarte mulți tineri, sunt foarte mulți. Dar ce faci? Dacă pleacă? E dreptul o să pleci, doar o să pleci. Da? De când ar face bine? Da. De unde sunt pe universitatea? Ia, începem? Vă sigur că da. O să vedeți puțin mai tare, ca să se audă și la cameră. Astăzi, după cum a spus și doamna profesor, voi prezenta o perspectivă mai mult istorică despre fenomenul care reprezentat nu numai de zilele culturii hărnescene, ci și de personalitatea lui domnul profesor Constantin Teodor Ciobanu. O să se facă așa o trecere în timp, în primul rând de la contextul sociocultural în care a crescut și s-a și a învățat domnul profesor, la cariera dumnealui de poet și profesor de limba și literatură română și după aceea la fenomenul propriu-zis sau zilor culturii din scene. Atmosfera socio, contextul socio-cultural în care a copilărit și a acumulat experiență domnul profesor Constantin Teodor Ciobanu era dominată de o nouă direcție în cultura românească, în primul rând o sistare a sincronizării cu cultura, direcția culturii europene și impunerea proletcultismului în țara noastră, rezultat produs artificial al subordonării țării noastre față de Uniunea Sovietică și în imagine putem observa o manifestație tipică acelor ani. Este din anul 1950. Domnul profesor este născut în 1939. Începe școala, mă rog, gimnazială, adică secundară, în 1950, deci exact
în momentul când începe dumnealui școala, atmosfera culturală era de tipul acesta, erau manuale unice, țara noastră era dominată de personalități nevăzute până în 1944. În imagine putem să observăm prim-ministrul, atunci președintele Consiliului de Ministri, doctor, cum se auto-intitula, nu avea doctoratul domnul Petru Groza, era doar avocat, diplomă obținută la Leipzig. În mijloc avem pe ideologul comunist, istoricul Mihail Rolov, care nu a terminat o facultate de istorie și nu avea studii universitare, ci doar care a reformat, a remodelat istoria națională pe considerente marxiste-leniniste, iar în partea dreaptă, ministrul de interne, Teohari Georgescu, membru al secretariatului Partidului Muncitoresc Român de atunci, ministrul de Ministerul de Interne, pe care îl conducea Teohari Georgescu, era și cel din care conducea atât securitatea, înființată în 1948, cât și miliția și trupele de securitate, înființată în 1949. Orașul Onești a fost înființat oficial în 1952, iar centrul urban pe care îl vedeți în imagine este unul de factură muncitorească, este un produs al regimului politic instaurat la noi în țară, și domnul Constantin Teodor Cioban, care a copilărit în județul nostru, s-a născut la Tisa, în Duleni, a făcut studiile liceale la Bacău, universitare la Iași, iar în 1962 va fi repartizat, după metoda epocii, va fi repartizat la Onești ca profesor de limba și literatura română. Primul an de profesorat l-a făcut la colegiul, școala medie mixtă numărul 1 de pe atunci, deoarece în 1962 exista doar o astfel de școală medie mixtă. Mai exista doar o școală de chimie, care nu avea legătură cu profilul teoretic. În 1962, deci, vine în Onești, devine profesor de limba și literatura română și în noiembrie, în septembrie devenise profesor, iar în noiembrie, două luni după sosirea sa în oraș, Marin Preda, Ion Brat și alți scriitori cunoscuți în epocă, vin la Onești pentru anumite convorbiri cu publicul, care se practicau în acea perioadă. Secretarul Comitetului de Cultură pe Urbea Oneștiilor era deținut de către... Pentru secretarul era Dumitru Dăscălescu, profesor de română, și la întâlnirea aceasta dintre Marin Preda, domnul profesor Dăscălescu, domnul profesor Cioban, domnul Dăscălescu i-a reproșat lui Marin Preda limbajul greoi din romanul Muromeții, pe care trebuia să-l predea elevilor săi. Domnul Constantin Teodor Cioban a venit în apărarea domnului Marin Preda, susținând că elevii trebuie totuși să cunoască, să aibă un vocabular destul de dezvoltat. În imagine putem observa prima promoție a Colegiului Național de Vindecat, astăzi Colegiul Național de Vindecat, deoarece pe atunci, după cum vedeți și imagine, se numea Școala Medie Mixtă numărul 2. Deci, în 1963, datorită creșterii demografice uriașe, adică pe care o traversa Oneștiul în acea perioadă, Școala Medie Mixtă numărul 1 ajunsese la 2500 de elevi, a trebuit să se facă o nouă instituție de învățământ și așa anumite cadre didactice din cadrul Școlii Medii din numărul 1 s-au transferat la aceasta numărul 2. Iar putem observa aici, în postul acesta, pe domnul profesor Constantin Dean Ciobanu, la vârsta de 20 și un pic de ani, tânăr profesor,
La fel, mai avem încă o promoție. Deja vedem că se numește liceul numărul 2, oraș Gheorghe Liu Dej, deoarece în 1965, pe 19 martie, Gheorghe Liu Dej murise și de atunci titulatura orașului aceasta a fost. Câteva imagini, colegele profesoare de atunci ale domnului profesor Constantin Dreman, avem pe doamna Rada Constantache, în mijloc avem doamna Lucia Grigorescu, iar în partea dreaptă avem doamna Harieta Onesim. Mergând acum la Zilele Culturii Căneșene, prima ediție a avut loc în anul 1969. Dar nu s-a numit din prima Zilele Culturii Căneșene. În 1969 s-a organizat, după cum putem vedea și în imagine, simpoziumul G. Călinescu, care nu se menționează într-o ediție întâi, deoarece nu se știa că vor fi 51 de ediții. A fost mai mult o sesiune de comunică științifice cum se practica pe atunci, în epocă. Îl vedem pe domnul profesor Constantin Teodorceman în această primă ediție, în 1969, în partea dreaptă, cum citește o astfel de comunicare științifică. Mai departe, aceste două imagini aparțin celei de-a doua ediție, din 1970. Avem o convorbire între domnul profesor Constantin Teodorceman și Marin Sorescu. Și o să... aceea zi. Da. Da. Pe 19 februarie. Apoi mai avem câteva imagini de la diferite ediții, nu neapărat în ordine cronologică, dar avem câteva imagini de la alte ediții cu personalități care au vizitat Oneștiu și au fost invitat la Zilele Culturii Căinescene, pe poeta Nina Casian, pe reputatul lingvist Gheorghe Iordan, care vedeți că este exact partea hotelului, și pe scriitoarea Ana Blandiana, avem pe Nicolae Amorescu și Dan Mitru, celebra imagine, fotografie, din 1978 este cea din stânga, care ilustrează pe Constantin Teodorceman alături de renumitul poet Nichita Stănescu. În partea dreaptă avem ediția din 1990 cu Solomon Marcus, care am anfitrion a fost Solomon Marcus, o imagine din autocar cu doi mari critici literari, și anume Alexandru Piru și Eugen Simion. Și aici, o ediție aniversară, în această ediție, Alexandru Piru împlinea 75 de ani și îi vedem pe cei doi, pe Constantin Teodorceman în dreapta și pe Alexandru Piru în stânga. Zilele Culturii Călineștiene reprezentau o serie de comunicări, de dezbateri, de conversații pe teme literare, uneori și istorice. Existau mai multe secții. Exista secția de literatură clasică, de exemplu, secția de literatură contemporană, secția de sociologie a literaturii. La câteva ediții exista și secția de istorie. De exemplu, în 1973 a fost prima ediție când a existat o secție de istorie la care au fost invitați renumiți profesori, precum Matei Rădulea sau Mihai Grișcă. Iar tema principală a fost anul 1848, o temă care era discutată frecvent în perioada regimului comunist. În 1977 a venit la Onești istoricul Gheorghe Eminescu, un urmaș al poetului, care a ținut o conferință științifică despre cartea sa, Napoleon Bonaparte. Mai departe avem pe în partea stângă pe Gabriel Liceanu, filozoful român, în ediția din 1986, a 18-a ediție, care se spune, adică considerând greutatea personalităților prezente, cea mai bogată ediție, în care au fost prezenți Alexandru Piru, Nicolae Manolescu, Gabriel Liceanu, Andrei Pleșu și mulți alții. În partea dreaptă, l-avem pe filozoful român Andrei Pleșu, dând un autograf la Onești. Ediția din 1995 este fotografia.
în partea stângă, binecunoscutul Mircea Cărtărescu, nominalizat al Premiului Nobel, care, în ediția din 2012 aceasta, era sediul fundației, o fotografie de la sediul fundației, și în partea dreaptă, criticul literar al lui Ștefănești, în ediția din 2007. Acum, făcând un salt destul de mare în timp, ediția aniversară, putea spune, din 2018, a 50-a ediție a Zilelor Culturii Căinești-Ciene, avem pe domnul Constantin Fedor Cevan, care vorbea și din aceeași ediție imaginea prezentării criticului literar Nicolae Manolescu, de pe domnul profesor Gabriel Fonte Livada. Am pus și două manuscrise foarte, foarte interesante și scurte. Aici este un autograf pe care l-a dat Marin Preda, 1962, lui Constantin Fedor Cioban. După cum putem vedea, remarcăm formula inițială, tovarășul lui Șef Ciobanu. Și aici deja a fost prezentat de doamna profesor acest zicere a domnului Nicolae Manolescu, Onești, Onești, capitala culturii românești, din 11 iunie 1983. Și, în concluzie, doamna profesor m-a rugat să spun care este părerea mea despre Zilele Culturii Căinești-Ciene. Și aș putea spune doar că este, a fost ceva extraordinar, nu numai prin greutatea personalităților care au fost prezente, ci și prin faptul că era singura scăpare, evadare, din societatea tipică regimului totalitar parcurs de România. Era o hrănire a spiritului. Participanții, publicul, și nu numai publicul, chiar și cei care veneau ca invitați și discutau la Zilele Culturii Căinești-Ciene, era o evadare din cotidianul totalitar comunist, într-o atmosferă culturală care hrănește interiorul și nu coaja. Din punctul meu de vedere, sistemul de valori care se impune astăzi de către imperiul rețelelor, pentru că este un imperiu al rețelelor, al online-ului, care încearcă de ani de zile să ne impună modele. Să ne impună modelul frumuseții, să ne impună modelul binelui, modelul corectului. Și este doar... noi putem să judecăm dacă rămânem cumva prinși în această învălmășeală a imperiului acesta, noi ajungem doar la coaja nucii și nu la miez. Important este să ajungem... important este să vedem și în profunzime. Să ajungem și la miez. Și nu se poate ajunge la miez dacă nu se poate hrăni cultura și sufletul și spiritul. Filozoful Gabriel Licean, pe care l-ați și văzut, a împărțit gândirea în două părți, să spunem așa. A spus că există două tipuri, a spus că există o gândire cotidiană, adică ce să mănânc astăzi, cum să îmi pui ușa bine la casă și așa mai departe. Și totuși, există și o gândire filozofică care trece barierele acestea cotidiene, da? Și funcționale, adică funcțiile biologice, și se ocupă de spirit, de a gândi cu mintea ta, să te gândești ce se întâmplă cu mine, de ce exist, de ce sunt pus aici, de ce trebuie să conviețuiesc și așa mai departe. Așa că, în concluzie, consider că personalitatea lui Constantin Teodor Ciobanu a reprezentat unul dintre factorii care ne-a făcut să trecem mult mai ușor și mai bine prin greutățile sociale, economice și culturale pe care le-a traversat urba noastră. Mulțumesc frumos! Ați văzut? Nu-i așa? Incredibil ce s-a întâmplat la Onești. Asta e cuvântul pe care îți vine să-l spui, incredibil. Și acum, ca să ne salvăm și noi puțin, aș zice că două lucruri s-au mai schimbat. Erau alte vremuri,
Adică nu știu dacă se va mai repeta, dacă se mai, va mai întâmpla asta, erau alte vremuri, da? Asta e unul. Lumea s-a schimbat foarte mult și societatea românească, societatea în general s-a polarizat foarte mult în grupulețe mici. Nu știu dacă noi mai reușim să adunăm lume multă și dacă mai ales vom găsi și finanțare pentru asta, în fine. Ideea este că v-am spus că am primit mesaje și primesc într-una mesaje foarte multe. Eu sper să pot da unul din ele, că am fost rugată insistent să fac asta și m-aș bucura să iasă. Un pic vă rog să mă scuzați, să ajungem apoi la... imediat, că oricum am nevoie de fișierul acesta. Așa. Domnul Dan Sandu, scriitor și dumnealui, a făcut un omagiu. Iată. Ia să vedem dacă mărim și găsim. Adresat profesorului Ciobanu. Mă plec în fața domniei sale la veșnic ceas de cumpă în aniversară și îmi permit să întreb cu sfiiciuni de catifea, în gând. Ce-a mai rămas, domn profesor, din mirosul acelor pământului din luna lui Mai, purtate candid pe umerii cerului înfrunzit solemn și pentru noi, ca doi ochi adânciți în mirare când m-ați luat de braț și mi-ați deschis ușa cenacului în junimea nouă. Îmi răspunde probabil tăcerea de tuș înluceferit, peste treimii de veac, care ne judecă prietenia, răbdarea și încercări petrecerii, patimile fiecăruia peronite pe altarul iluzii, era să-i zic poezie, nălucirile unui timp viclean care sapă și sapă la temeriile noastre și cu care mi-am amăgit nemurirea din reverența, la pagina 57. Complicat textul, dar sunt și texte mai accesibile, oameni care vorbesc cu sufletul, ca să zic așa, iată domnul Florin Prisecaru îmi scrie că domnul profesor T.H. Ciobanu, un mare fior pentru orice licean, i-a fost profesor, era elev, a faci româna cu T.H., e la sol, spuneau elevii din vremea mea, nu era adevărat. Și dă un citat al profesorului. Spune ce simți despre versurile sau despre această operă literară. Poate nu e ceea ce au scris criticii, dar vreau să văd că gândești și că sufletul tău a fost atins. Sigur, nu acestea au fost poate exact cuvintele, omul le-a reprodus un pic din memorie, dar da, era un moment frumos în care oamenii înțelegeau că poezia se simte cu sufletul. E și un motiv pentru care noi v-am pregătit niște versuri. Nu vă speriați, nu durează decât 10-15 minute maximum, nu vă citim foarte mult și sper să vă și placă. Și după aceea veți spune și dumneavoastră câte ceva. Cei care s-au străduit să vă pregătească grupajul sunt elevi de la Cantemir. Acum aș vrea să găsesc lista cu numele dumneavoastră. Să vedem. Aici. Așa. Să-i și prezint. Adriana Enache, Celestina Mitru, e în ordine alfabetică. Darius Oprea, din domnișoare, și apoi tot în ordine alfabetică domnii, Darius Oprea, Gabriel Prisecaru și Andrei Spoială. Să-i ascultăm un pic unde e așa, da. Să-i vedeți, da? Domnii, Darius și... Haideți, domnilor, poftiți, să luați voi cele două scaune, ca să nu... Și să le așezăm, cum ziceți, așa, cam aici? Nu știu, cei care filmați, cum... Andrei, ești cum scaun? Cam așa, cam în dreptul meu. Vă rog. E ok? Funcționare? Să fiți precis pur și simplu peste. Și înainte de a citi ultimul text al cuvintele bărbate, să vă ascultăm ceva, da? Sau nu, îl citești pur și simplu și... Poetica. Pentru că prea mult se spate înțelesul și de atâtea tiburi singuri se minte, până când capătă chip de om în chiar glămnos de cuvinte,
roagă ploaia florile să mă ierte, când pașii mei le năbușă în sărut. Au înflorit, ori doar li s-a părut, eu le-am furat aureola verde. Și glasul de lebăd al ierbii, pe care neștiut sub talpăl în grob, să fie aburul unui nou înțeles, un vers din cântatul galop. Iulie, Iulie, mijloc verii, adună-ți zilele gata să fiarbă și viscolește-mă fără de întoarcere din spre răcoarea ochilor de iarbă. Când iarna mă răvnește în alba prins, fardată cu scânătei din ochi de lup, cade în deschieți de amintirea ta până se moaie luna și stelele se rup. Iulie, amiaza sângelui, atâtea fulgere vor învăța să scrie pe nepăsarea morilor greoi, când cea din urmă umbră a copilăriei, tu mi-o vei spăla cu blonduri păr de ploi. Dorință, să nu te tocești, dorință, cumva, de vinul vreunui surâs iliachiu, capătul să-ți știe neîncovoiat cum va lumina circular ca un ochi de burghiu. Nici să nu tremuri vreun ocol, chiar dacă glasul tău cu zbatere dură se va răsuci buimac în gol, ca o bătaie în plus, scrijilată în ușa care nu se îndură. Nici să nu te întuneci, dorință, cu somn, când te furișezi din tați când fii, ca să rămâi durerea cea mai scurtă dintre a nu fi și a fi. Contur, ce ai, lumină, cu lutul din mine? De când alergi, golindu-te de stânci, nu ai găsit un alt culcuș mai orb decât izvorul mâinii mele stânci? Astăzi, din ochiul zilei domolite, e drept că am reușit să te adun toată? Oare întunericul stropit cu zâmbete nu ne va trage încrederea pe roată? Departe, departele meu, departele tău, s-au încrâncenat într-un singur departe și din pedeapsa lor nedumerită zburdă foc rece și ne desparte. Unde ești, că au zvâlnit câțiva munți și o câmpie de soartă vecină? Noi se subție în izvoare și beau setea pământului din rădăcină. O, pentru gura care te strigă să nu te soarbă ochii pe danți, doar ți-aud inima arsă verigă, foarte de aproape scăpată din lanț. Noaptea cercului, iată că drumul orbit, prăvălindu-se în pământ, noaptea țâșnea din părete oftând. Ora bătea peste glas văzducul cu palma aprinsă, inimii dându-i tot rugul pe care se ardă în vânt. Iată, toți ochii din ierburi beau aerul gol și se vând. Omule, cum? Îndărăt? Întârzierea de cerc nu te-a învățat cum să storci clipa de spaimă în gest? Unde-ți scâncește povara din colțul pasului șters? Scutură-ți talpa de umbră și treci pe sub gongul celest. Eu sunt destinul și ruga-ți-o trec peste frunte mahmur, linia de împăcare apuc-o de capătul dur. Omul ținând ureche trei lacrimi din groasa chemare, lunga vântându-se în besne și drumul trăgând după el. Trupul scrâșnea, se rupea urlând sub cosmica trecere, omul cu drumul în spate năștea din zburare un țel, umed pe dâra albastră, plesnind o spărtură în ziua. Pașii sunau un decor, meșterind de la cercul rău, care alerga altă lume, căci drumuri din somn deslegase și, mai flămând de rotire, ele devenise iar om. Rotația eclipsei. Ascultă nisipul visului, cum se cerne în vârste circular, timpul pleacă și se întoarce iar, ca să pună în suflet mână de olar. Ascultă măruitul fâșit, ca o plângere de uger de venin, timpul bronzul marșului pe loc, noi ne ducem și nu mai venim. Noaptea cercului. Acolo trebuie umbla cumva. E un tărâm cu stele în negare. Pulberea vântului culcă o rugă pe care cerul tace în gura mare. Chiar dacă te bate cenușa celor, pentru care duminica nu-i prea lungă. Bând râsul strepezit al stelelor moarte, înspre pământ, crescute lungă. Și tu căutai, de mai multe ore, o ieșire fantastică în ziua, noaptea năpârlea prelinț, neînceput, răsătul clipelor monocolore, un fier de speranță pe trei se zvântă, cu glasul ei văzuhul mai dulce a grăit, dar mult mai rece în fereastra sfântă, țipă întunericul încevenit. Țipă cornii galbenzor, ochii altă rază vor, acri la zăvor. Și când urcă moartea în drum, fără ața ce stă în coastă, e de răstâncoasă, urmele se suprapun, de lebate, de lăudă, somnul de lăudă. Ce faci, patimă în copaci, că sub aripă te-nfrânse ropotul din frunze?
caut umbra din cuvânt, să o bat pe cale tare, ciur de calendare. Dorule, ce dai în stea, dacă n-am florit pe spuză lacrima nespusă? Caut soarta cu ghioc, s-o topesc pe calea mară, râs de cărimară. Alături, tu ții pe gesturi o pădure omenească. Ori poate numai o sală de copaci, însă toate scapete cu trunchi venite să-ți asculte lunecarea în septembrie. În alba scoarță încoronate îți par lovite de similitudine. Și totuși, cât le țin gesturile, te rabdă pe un singur strigăt, căci numai coacerea le este comună și dedesubt foșnește nisipul cu boabe refractare. Le vei identifica din mers când se vor elibera. Din umbrele râvnite de încărunțire pentru un posibil timp mobilat. Pergamente. Iată, dealul se dă mai aproape. Semn că dincolo de el, apa naște funii albastre pentru spânzurătorile stelelor. Când întorci în pământ geamătul pendulei, privește cum se mută dealul mai aproape, cu falduri de cortină și taie aerul cu plopii în pernă. Dealul vine să scuture glasurile decolorate, care numesc eroii fără a-i cunoaște, cu toate că, ieșite din pieptul lui, numele brave se sapă de la sine, în scoarța prin care dau epocile afară. Scrisoarea. Cuvintele vor bate în locul meu la ușă, dorind o întrebare crescută în răgaz. Putea vă să cuprindă din anii de cenușă neatins așteptare ce în vieturi a rămas? Da. Textul acesta. Mi s-a părut potrivit textul, cuvintele vor bate în locul meu la ușă, pentru că persoana nefiind aici ne-a trimis aceste minunate cuvinte. Și ne-am mai propus să vă prezentăm un foarte interesant experiment al acestei întâmplări. Aș fi vrut să pun primul slide ca să vedeți versurile respective. Ele sunt și aici. Atunci poate că vreți să le revedeți, să le recitiți. Așa? Așa. E bine? Deci, vă ziceam de cele 5 volume. Ele au și titluri independente. Seria se numește Jurnal Literar. Am ales numărul Jurnal Itinerant. Am ales volumul al doilea, care se numește Înger Îngeruziu. A avut un succes mai mare decât celelalte. Și un pic să vă explic, probabil că mulți dintre dumneavoastră știți poezia glosă lui Mihai Eminescu, și cu regulile alea foarte complicate, cu ei, ceva în stilul ăsta e aici. Și anume, avem un cuprins cu niște titluri care se alcătuiesc de poezii, care se alcătuiesc în poem și sunt 365, cât anul, toate zilele anului. Și dacă le citești numai titlurile, dacă citești sumarul, obții de fapt un poem. După care, textele din interior sunt poezii care au fiecare, desigur, titlul respectiv. Și am zis că facem un mic experiment cu domnii de aici de față, cu doar începutul din volum, și anume, ar fi să mă întreb de ce e așa pornită din toate părțile marea pândă călare pe atâtea săgeți? Am citit 6 versuri. Am citit 6 titluri de poezii, de fapt. Da? Și ia să vedem cum sună ele, aceste 6 poezii care sunt din începutul volumului. Mă rog, domnul profesor, nu? Da. Ar fi să mă întreb despre ce-i de făcut. Fire aruncate pe o limită zglobie m-ar smulge cu ce să promit zilei care mă mișcă, nopții ce mă gândește prea scurt, cu aripi din săgeți, sub valul felin și norul umflându-se. De ce e așa pornită? La o posibilă rugă, miezul nopții își face cruce cu mine. M-aș carboniza dacă partea mea tăită nu m-ar trage lungă cu o față nejucată. Pentru altă încercare, pe sunete pe diferite, la scumpitul chiriei în criză de timp. Din toate părțile, la furtul căzând, într-o amânare, adaug și pași din cumințenia comună să urmez picătura de apă la pachet. Cât aventură, atâta viață. Ca și sosit în setea pământului. Marea pândă.
mască măruntă, obraz coșcovit, jucătorul se agită dublu. Odată că el nu crede, a doua că eu, păgubitul, n-aș înțelege. Îl recunosc după salutul grațios gratuit, însă, de a-și răspunde ori la șocoli, aceasta mi se întâmplă tot la timpul curat. Călare, se făcea de avertisment la depărtarea din despărțire, pe lângă spusă, lunecând, în ce-ar mai rămâne ai mei acolo, eu pe altundeva vreau să ajung la vorba lor, despre ceea ce putea fi și altfel. Pe atâtea săgeți, prin apa de băut, sărăcesc știrile la tavă, cu pierdere trofeu din care să-mi fac pelerină, regăsindu-mă pagubă dus în toți, pe drumul bandajat în marcaje, plânse de atâta nemers. Vă mulțumim pentru răbdare! Comercial, ce mai folosesc la sfârșit, e vorba despre bani, și să zic așa. Domnul profesor Ciobanu are editura lui personală, editura Aristarc. La editura Aristarc a scos volumele acestea de versuri și jurnalul literar care prezintă cele 40 de ediții, la 40. Și pentru că mai avea exemplare, noi ne-am gândit, domnule, să luăm câteva cărți, că poate vreți vreo unul, asta a zis 50 de lei. Jurnalul și mai are versuri, primele trei volume, așa le-a scos, din jurnalul itinerant, tot 50, toate trei, da. Și celelalte două, câte 15, dacă am reținut bine. Deci dacă vă interesează, să știți că ne-a trimis câteva cărți, dar asta e altă o parte, mică, asta o tăiați de la, nu? O mică precizare, acest volum, Îngerânzul, de fapt, care este volumul 2 din jurnalul itinerant în noua formulă, a fost primul volum și a apărut la Cartea Românească. Am avut bucuria ca într-o vară să-l culeg, adică să-l tehnoredactez, și după care domnul profesor s-a gândit să reintegreze primul volum în această serie, din care au apărut până acum 5 volume. Dacă vă uitați, dacă veți dori să vă uitați, cum spunea și doamna profesoară, fiecare poem este scris într-o zi. La finalul fiecărui poem se află data la care poezia a fost scrisă. Veți vedea că sunt poezii care poartă 2, 3, poate chiar 4 date. Spre exemplu, Onești, miercuri, 19 februarie 1997. Astăzi. Dar în 1997, 19 februarie, este ziua aniversării domniei sale. În paranteză, 2 noiembrie 2000, 4 iunie 2002 și 14 noiembrie 2002. Domnia s-a reluat poemul. Pentru că este aici, de fapt, și este, mă rog, datată prima poezie de pe 19 februarie, se numește, se intitulează De întunere, în cămașa somnului undeva în urmă, doar adâncitura croncănind m-ar citi brumat, chiar când ies din calendar, urcând cu toți senzorii, căci mai am de arat pe Ararat. Ok. Și dacă veți dori să mai aflați știri despre Fundația Călinescu, pe Facebook e pagina Fundației. Cereți permisiunea și domnul administrator vă va da, administratorul paginii, vă va aproba cererea de prietenie și acolo veți mai afla dacă să nu e pagină. E, da. Deci e publică și puteți vedea ce se publică acolo. E publică, absolut. Sper să fiu mai mare. Să fiu mai mare. Mai avem un mic moment, Luigi Hârjanu, colegul meu și viitorul președinte BIS al Rotary Club Onești, vă va prezenta o mică atenție, un mic dar pe care noi îl facem domnului profesor. Da, într-o seară, la întâlnire noastră obișnuită, ne gândeam ce ar fi mai potrivit domnului profesor de făcut cadouri, au fost multe idei și a concretizat în ideea de a lua un tablou care să reprezinte în viziunea noastră ceea ce credem noi despre poezia domnului profesor. Și am avut norocul de a participa la
o expoziție organizată de Victor Mihai în Chita Vârculeț la Târgu Ohna. Și în expoziția de acolo am găsit acest tablou care eu cel puțin consider că se potrivește perfect cu opera domnului profesor. La fel de emoționantă și în spatele fiecărui element din tablou se ascunde o poveste, așa cum o gândea dânsul, cu foarte multă complexitate și cu foarte multă sinceritate. Și de aceea am considerat că acest tablou ar fi frumos să-l facem cadou domnului profesor la întâlnirea de 25 de ani, la aniversarea de 25 de ani. Eu mulțumesc divinității că am avut ocazia să conducă destinul și drumul vieții de a mă întâlni cu domnul profesor Ciobanu. Am făcut foarte multe drumuri la București împreună, discuțiile erau savuroase, savuroase și de un umor ieșit din comun de foarte multe ori și am avut acea revelație spirituală pe care cred că fiecare ați avut-o atunci când l-ați cunoscut și a stat de vorbă mai mult cu dânsul, umorul acela domol, blajin și plin de înțelesuri ascunse care te obligă astăzi să folosești mintea mai mult decât în mod obișnuit. Eu îi mulțumesc foarte mult pentru șansa care mi-a dat-o de a fi aproape și faptul că am participat. Îi urez la mulți ani, domnul profesor, la mulți ani pentru tot ceea ce ați făcut. Mulțumesc din partea Clubului Rotarii pentru că ne-ați fost alături și dorim să participăm la cât mai multe aniversări ale dumneavoastră și să vă fim alături. Deci acum este partea în care suntem, nu că am fost formal, dar să zicem informal. În timp ce aici, nu știu, Luigi, așa, există niște lucruri interesante, materiale. Dacă doriți să spuneți o vorbă din amintiri, din momentele pe care le-ați petrecut alături de domnul profesor Ciobanu. Da? Aici avem și o mică plachetă, să-i spunem așa, pe care am... De fapt, e aceea de acolo. Nu e oficial ceea ce spun eu, dar nu este nici rău. Domnia sa m-a rugat să vin într-o zi, să-l conduc acasă și să-l fotografiez la un copac, lângă un copac pe care îl iubește și pe lângă care trecea zilnic. Copacul se află într-un decor pe care eu l-am scos aici, mulțumim Photoshop, în spatele blocului de la Sfat, de la G3, blocul acela lung. În spatele lui, deci într-un decor cât se poate de anost, cât se poate de neinteresant, aparent, crește, nici nu știu dacă mai este acest copac, care seamănă a fi un soi de cal, vedeți acolo, și este copacul domniei sale. De aceea i-am pus fotografia dumnealui, bineînțeles, nu știe, sper să vadă. Și da, într-adevăr, aceste frumoase versuri pe care le-a ales colega noastră, doamna Sărăboiu, cuvintele vorbate în locul meu, la ușă, zorind o întrebare crescută în răgaz, putea vor să cuprindă din anii de cenușă nestinsă așteptare ce în ghețuri a rămas? Da, e frumos, mie îmi plac. Așa. Sunt aici în sală elevi ai domnului profesor. Și trebuie că e o zi importantă, 19 februarie. A făcut și ziua lui Marin Sorescu, de naștere. Și știți că azi e Constantin Brâncuș. Da, da. Și Brâncuș s-a născut astăzi. Dacă doriți, cu mare drag, vă dau cuvântul. Este o discuție informală. Da, doamna profesoară Meleșu. Așa, ofiți, sigur că da. O apropiată ceva. Colaboratoare a noastră și a fundației și o inimoasă ofiți, contributoare la desfășurarea logistică. Eu am încercat să fac un acrostic care conține trei părți. Respect, respectivă recunoștință. Fiecare, pentru, am folosit fiecare literă din aceste trei cuvinte, respect, prețuire, recunoștință, pentru a scoate în evidență calitățile domnului profesor, așa cum l-am perceput eu pe dumnealui.
Deci, respectul se câștigă, sinceritatea e apreciată, încrederea e câștigată, iar loialitatea este reciprocă. Asta cred că este motorul relației noastre. Există în natura omului o înclinare și un imbol tainic de a stabili colaborarea cu oamenii care se respectă reciproc. Suntem ceea ce facem în mod repetat. Prin urmare, excelența nu este o acțiune, ci un obicei. Posibilitatea de a vă împlini un vis v-a făcut viața interesantă. Efortul domnului profesor Ciobanu și-a arătat roadele după ce a refuzat să se oprească, indiferent de greutățile întâmpinate. Curajul și perseverența domnului profesor a fost talismanul magic în fața căruia toate problemele și obstacolele se evaporau. Toate visele profesorului au devenit realitate pentru că a avut curajul de a le urma. Pot rezuma în două cuvinte tot ce am învățat despre viață de la președintele Fundației George Călinescu. Merge înainte. Respectul e o formă de atenție permanentă. Există o oarecare potrivire a sufletelor care se observă în prima clipă și care produce în curând familiaritate. Celul adevărat a fost atins de domnul profesor pentru că a înaintat mereu, dezvoltându-se și perfecționându-se împreună cu țelurile sale, care deveneau din ce în ce mai înalte și mai exigente. Ușa către progresul personal se deschide numai dinăuntru. Imposibilul a putut fi împărțit la zilele călneștiene în posibilități. Ridurile ar trebui pur și simplu să arate numai unde au fost zâmbete. Experiența este magistrul tuturor lucrurilor. Răbdarea este pentru suflet ca o comoară ascunsă. Există speranță pentru toată lumea că cea este cea mai bună lume, cea care pune lumea în mișcare. Ceea ce par a fi încercarea mare sunt adesea binecuvântări deghizate. Unele schimbări par negative la suprafață, dar curând vei realiza că a fost creat spațiu în viața ta astfel încât ceva nou să apară. Nu judeca fiecare zi după recolta ce ai recoltat, ci după semințele pe care le-ai plantat. Omul înțelept nu spune tot ce gândește, dar ce spune, gândește. Șansa este facultatea de a te adapta, instantaneu la neprevăzut. Toți trăim sub același cer, dar nu toți avem același orizont. Ingredientele necesare unei vieți fericite sunt aprecierea, prețuirea și recunoștința. Norocul nu există. Ceea ce numiți noroc este atenția la detalii. Ținuta este ceea ce prezinți lumii, în special în prezent, când contactul uman este atât de scurt. Acceptă toate lucrurile care soarta te înlănțuiește și iubește pe oamenii adulte soarta alături de tine, dar fă acest lucru din toată inima. Și la sfârșit i-am dedicat un la mulți ani, tot cu lumea nu e a celor modești, ci a celor energici. Ai încredere și acționează ca și cum ar fi imposibil să ieșuiezi.
Motivația este ceea ce te determină. Obiceiul este cel ce te face să mergi mai departe. Un câștigător nu încetează niciodată să încerce. Lucrurile simple, întreprinse în mod constant, cu viziune și integritate, te-au ajutat să te transformi într-un om obișnuit, într-un om extraordinar. Te-ai născut să fii învingător, pentru asta ai plănuit să câștigi, te-ai pregătit să câștigi și ai câștigat. Inimosul om e ca un pom frumos, te umbrește, te hrănește, te încălzește. A învinge înseamnă a convinge. Nu recunosc alt semn al superiorității decât bunătatea. Iubirea este prima forță care unește oamenii. Mulțumesc! Mai vrea cineva să spună ceva, să intervină? Acum e momentul. Aici în sală suntem și foști colegi de cancelarie, evident, cu domnul profesor, dar și, cum am spus, foștele, foști colaborări. Domnul profesor, vă rog frumos. Da, vorbeam să spun, pentru că trebuie să vă bucurisesc. Îl cunosc pe domnul profesor Constantine Hașciopanu, încă de la venirea dumnealui în oraș, ca profesor, eu, el, ele. Orașul, de fapt, a crescut o dată cu mine și eu cu orașul. Și toți tinerii care s-au dezvoltat, au crescut atunci, au devenit oameni mari și orașul Onești, ca de altfel și acum, chiar dacă industria care lasă de dorit, orașul Onești este încă un oraș viu, cu oameni civilizați, cu oameni care știu să ducă mai departe învățătura primită de la dascălii lor, fie că este un alt de comunici, pe care am întâlnit-o înainte de a pleca la Montreal, fie că sunt cele două cântărețe de muzică ușoară, fie că sunt diferiți oameni, de ce nu profesori, poeți, care au mers mai departe după domnul profesor de Constantin Hașciopanu. Sigur, drumurile noastre s-au despărțit pentru că eu am fost luat în armată, am făcut armata în stagiu complet. De acolo, repartizări și așa mai departe. Deci, mai târziu am venit eu la întâlnirile cu oamenii de cultură. Dar cum să vă spun? Mă simțeam un om împlinit că pot să aud, să văd acești oameni deosebiți care au format zilele de cultură oneșteană și doar să enumă scriitori, critici literari, poeți, artiști, pictori și așa mai departe, că sunt foarte, foarte mulți pe care i-am văzut, pe care i-am cunoscut, îi vedeam din altă perspectivă decât cea de elev, de om matur, de la care puteam să iau câte ceva și care îmi bucurau realmente sufletul. Cât privește persoana și personalitatea domnului profesor, eu cred că a făcut cinste orașului și face încă, pentru că chiar dacă n-a putut să vină în seara asta, cred că este cu noi și eu personal îi transmit din acest cadru un călduros
la mulți și buni și frumoși ani, cu sănătate. Și vreau să vă spun că domnul profesor, într-adevăr, era un om vertical. Îl vedeam în liceu ca un celebran. Și acum țin minte niște fraze pe care le rosteam din răscoală de Rebreanu. Nu neapărat că trebuia să memorăm extraordinar, dar era o chestiune deosebită. Ca să nu vă spun că chiar de la început îl scoate pe cineva la lecție și mai păruș, hai la lecție. Dar ieși din vitrină. Vitrina era, de fapt, geamul deschis și trebuia să închidă, să se închidă puțin geamul. E, iată o metaforă pe care am ținut-o minte de atunci și sunt mult mai multe lucruri. Dumnealui mă știe, ne știm foarte bine și, repet, un om vertical, un om cinstit și drept cu sine. Se implică și s-a implicat mult în versul. Închipuiți-vă că am avut discuție și cu cineva, păi știi, dar nu știu care, care a fost în orar, Dumnezeu să dierte că a trecut la cele veșnice, așa, a fost mai talentat. Una este să te ocupi numai de așa ceva și alta este să ai responsabilități. Să fii profesor, care nu este chiar atât de simplu. Nu ești, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu ești un profesor de, cum se numeau înainte, dexterități. Poate știți și nu amintesc acum acele obiecte. Profesorul de română are o implicare deosebită în formarea caracterului, în formarea omului, în formarea viitorilor, hai să spunem, specialiști. Și faptul că se corectează mult, că se dau examene, nu este ușor. Am fost cu dumnealui coleg odată și la un bacalaureat. Și am corectat împreună și am confirmat notele, cât am pus eu, cât a pus dumnealui, ca să iasă. Și să știți că nu mă laud, dar am cam picat, cum se spune, pe felie. Mi-a plăcut de domnul profesor și îmi place în continuare. Și vedeți că s-a citit și domnul Florica a zis ceva. Știți, iată că poeziile în acest jurnal itinerant au fost reluate, au fost gândite, au fost reflectate, au fost muncite. Nu e chiar așa. Faptul că sunt ani date și ani diferiți la aceeași poezie, păi asta înseamnă lucrarea minții. Asta înseamnă că n-a dat înapoi. Și nu cred că o să se întâmple vreodată așa. Vă mulțumesc! O să mulțumim, domnule profesor! Pentru că așa e frumos să trecem și la o parte informală, Clubul Rotary, cred că ne-a pregătit și o parte mai puțin. A, acolo, da. Eu tot mă uit la aia de când a venit aici și tot nu mai vine nimeni. Dar deschideți. Ei, lăsați că se poate zice așa. E momentul în care puteți, între două bateuri sau mășuri, și acolo, Mariana, mulțumim frumos că ne-ai ajutat, să vă mai aduceți aminte, dacă aveți amintiri. Clar aveți întâmplări cu domnia sa. Le mai putem să spune mai informal, mai între noi, în grupul mic. Domnul Filipăuțean a spus să spuneți. Da, se spunea la un moment dat despre secția de sociologia literaturii. Dumnezeu să-l ierte, era Constantin Crișan, cel care era responsabil de această secție. Și domnia sa era și vicepreședintele fundației. S-a aflat la un moment dat, la masa de prezidiu, cred că era la Casa de Cultură, alături Nicolae Manolescu.
domnul Constantin Crișan. Începe și vorbește, la care Nicolae Mananescu ia clipixul și începe pe o foaie de hârtie și deschide o paranteză. Așa cum deschidea oral domnul Constantin Crișan. Mai deschide una și mai deschide una, dar nu le mai închidea, pentru că nici vorbitorul nu mai închidea parantezele. Și păcat că aceste lucruri s-au, cu siguranță s-au pierdut. Și vreau să spun și eu o înregistrez aici. Nu știu în ce măsură voi reuși să-l conving pe domnul profesor să avem o discuție. Visez la asta de mult. Să ne spună, să poate să facem înregistrări. Nu pot să-i spun domnului profesor ce să scrie. Este un tezaur de mult. Spre exemplu, domnia sa, poate știți, cred că știți, știe cam tot ce se poate ști despre Tescani. Despre istoria acelui loc. Despre familia Rossetti Tescani. La editura Vistar, că a vorbit cu jurnalul Maruca, e Cantacuzino tradus de doamna profesoară Elena Bulai din franceză în română. Maruca, fiind soția lui Enescu. Știu că știți. Și principesă, mă rog, născută Rossetti Tescani. Domnul profesor a cercetat acolo. Tescani fiind foarte aproape de Tisa, natală. A cercetat. Știe, cred că mai mult decât oricine din această țară, ce este acolo în acea familie. Ce soartă a avut acel conac. Înainte de a fi ceea ce este acum, a fusese școală, fusese CAP, fusese, erau găini, găinați prin acel lucru. Sunt lucruri extraordinare. Acolo a zăcut, dacă nu mă știu, a trecut și un pian. Acolo sau și aici la Aslan. Domnul profesor de istorie știe mult mai bine decât mine. A fost un pian la care a cântat Liszt. Care este? Deci în secolul al XIX-lea Liszt a trecut pe aici. Și a fost și pe la, cred că la Tescan, nu la Aslan. Adică nu aici, în Omnești. Da, în fine. Sunt multe de spus. Da, aia zic. Pe noi, noi poate că mai avem ocazia să mai vedem pe 19 iunie. Vedeți? 19. Aproape 20. Da, da. E așa o cifră care e aproape de ceva aerotun. 19 iunie, când se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui G. Călinescu. Da. Și dacă o fi sănătoși, poate și domnul profesor va fi prezent. Zicea că atunci încearcă să fie orice s-ar întâmpla. E vară, e cald, poate că ne vedem atunci. Mulțumim. Da? Aflați-vă pe pagina Fundației. Ce se mai întâmplă?